Echitabil rezultatul? Dacă ți-aș pune întrebarea asta, ce mi-ai zice? Da, cât a fost scorul? Ce mi-ai zice, sincer? Da. Echitabil? Te-ai uitat la meci atunci. Nu, că pe... Dacă iei la joc și la ocaziile pe care le-am creat, nu e echitabil. Dar, până la urmă, tabela vorbește și așa că nu avem ce vorbim. Rămânem doar cu o evoluție bună, o evoluție convingătoare, dar, din păcate, nu reușim să adunăm în fructele acestor evoluții, pentru că și cu Craiova s-a întâmplat la fel. Eu nu știu câte șuturi avem pe poartă sau și meciul ăsta și am avut și 25 de ocazii, în jur de 25 de ocazii celălalt meci. Păcate, cum am spus, ratăm mult prea mult și lucrul ăsta se vede pe tabel. Înseamnă că ceva nu merge bine. Ce anume nu merge? Ce nu merge bine? De ce neapărat nu merge bine? Păi... E vorba de inspirația jucătorului, e vorba de formă care... Da, Lewandowski costă cât costă și de-aia alții da, Soares costă... Păi de-aia, asta e diferența între unii și alții. Nu? Dar eu ca antrenor mă gândesc la ceea ce pot să controlez. Ceea ce pot să fac, iar din punctul ăsta de vedere, nu am ce să reproșez băieților, pentru că au avut atitudine, au jucat bine. Doar ce pot să spun, că să lucrăm la antrenamente, mai mult la finalizare și să le spun să fie mult mai atenți acolo și mai rei în fața porții. În rest, ca joc, în general, eu cred că ASFR-ul a fost echipa mai bună. La golul primit, parcă ați fost un pic dezamăgit de cum s-a așezat apărarea. Păi nu, am fost dezamăgit, supărat pentru că ni s-a accidentat Cresici la încălzire. Trebuie să-l folosesc pe Vasile Mogoș și acolo, care nu trebuia să joace astăzi. Pentru că și el a avut o problemă la echipa națională în meciul cu Irlanda. Și vă dați seama să fie așa de aia și probabil până și-a intrat în mână, până s-a încălzit, pentru că a făcut chiar la ultimul sprint către vestiare. A apărut această problemă la Cresici, în același loc de care s-a accidentat exact în săptămâna în care am venit eu. Practic sunt 10 meciuri în care el nu a jucat până acum. Am făcut două săptămâni de antrenament, bine, era pregătit să intre azi și uite că la ultimul sprint ultima lansată așa spre vestiare a recidivat din nou. Deci, dai seama că te-a puțin prin surprindere și probabil și neatenția asta pe care am avut-o și de care a profitat Sepsi, de altfel la singurul șut pe poartă, nu? Da. Și atunci mă întreb de ce e echitabil, în fine, este subiectiv. Din cupă, de la Hunedoara, da, e un joc de cupă, așteaptă un meci greu pe un teren dificil, o nocturnă care nu prea se vede bine, aceea ce am sesizat eu la ultimul meci al lor cu Buzău și am văzut la televizor. Deci va fi un meci cu public, cu... Da, seama, un meci foarte greu. În condițiile distanței de puncte față de liderul campionatului, poate deveni cu cupa o prioritate în perioada următoare? Normal. Atâta timp cât suntem acolo, în prima trebuie să ne câștigăm noi meciul de la Hunedoara și după aia vorbim. Dar este un obiectiv al clubului. Da.